Diana Buzoianu, e coadă la casele teritoriale. Stați să mergi la ceilalți invitați, mai mă întorc. Diana Buzoianu, e deja coadă de la prima oră la casele teritoriale de pensii, pentru că oamenii nu înțeleg pe deciziile astea, nu înțeleg unde le sunt, unde le e contributivitatea, alții nu înțeleg de ce le-au scăzut. Nu sunt mulți oameni, dar nu contează. Faptul că 100.000 de oameni le-au scăzut acolo sau au rămas la fel stânghețate pensiile, e suficient în condițiile astea financiare de astăzi. Bun, noi de fapt acum vedem niște efecte inițiale, pentru că vor fi, inclusiv din datele furnizate de către Ministerul Muncii, peste 800.000 de pensii care nu cresc, care vor îngheța, deci 800.000 de pensionari care toți au primit asigurarea că pensia lor va crește, se vor trezi cu plicuri în care vor scrie, va scrie negru pe alb că de fapt au pensia în minus, bine, înghețată, dar înghețată pentru ani de zile, gen că nu li se va mai crește ani de zile de acum încolo. Iar în același timp sunt oameni care se trezesc astăzi pensionari cu calcule greșite. Iar oamenii aceștia, practic, oamenilor acestora li s-a promis anul acesta de nenumărate ori, în fiecare zi, pe fiecare post de Canal TV și de la PSD și de la PNL, de la toți reprezentanții acestor două partide, că tot acest proces este unul foarte bine gândit, că au făcut toate măsurile, că lumea muncește de dimineața până seara ca pensionarii să primească calculele corecte și vor fi mii de pensionari care vor primi greșite aceste calcule. Pentru acest pensionar, gândiți-vă că este aproape imposibil să se ducă în instanță sau va fi un cost foarte mare să se ducă în instanță. Și n-ar toate trebui să se ducă în instanță. Adică avem destule probleme în instanțele din România decât să aducă și pensionari. Toate lucrurile acestea ar fi putut să fie rezolvate dacă legea asta, unul la mână, era adoptată acum un an de zile, deci aveai timp foarte mult să rezolvi toate inadvertențele și dacă legea asta era cu adevărat discutată în Parlament, ca să poți să îndrepți într-adevăr anumite inechități, da, care astăzi sunt în continuare în legea de față. 700